dintre cele mai frumoase sele de nuntă din tot județul Arad. Spuneți-mi ce capacitate are sala, când va fi gata și ce utilități are? Dacă dumneavoastră ziceți că așa este din județul Arad, așa o fi. Cea mai mare sală, nu cred. Dar va fi între cele mai frumoase, speră să fie una dintre cele mai frumoase săli pentru nunți, botezuri, pentru ce doresc cetățenii comune Chisindia. Noi ne-am propus să o terminăm până în luna iunie anul viitor, 2017. Ce utilități are? Am înțeles că aveți bucătărie, veți avea cameră are frigo. Are tot ce trebuie la o sală multifuncțională. Inclusiv are, avea o terasă, am înțeles, nu? Pentru este, fumători. Da, este terasă, așa cum prevede, cum se prevede în norme. Avem sală, bucătărie, tot ce trebuie. Absolut tot ce trebuie la o sală să fie funcțională din punctul ăsta de vedere. Și cine își va dori să facă o nuntă aici? Da, se vă poate înscrie cu un an înainte, cu jumătate de an, cu... sperăm să fie. Când credeți că va putea avea loc prima nuntă aici? După cum am spus, noi sperăm și așa va fi, nu că sperăm, până iunie 2017 va fi dat în folosit. O capacitate de 500 de locuri, deci este o sală mare. Sperăm ca să se bucure cetățenii comunei noastre de această realizare, să le venim în ajutorul lor în a putea organiza aceste manifestări. Mulțumesc frumos! Aveți la Chisindia una dintre cele mai frumoase grădinițe din județ, cele mai moderne. Spuneți-ne câteva cuvinte, câte grupe aveți, câți copii aici? Da, după cum ați văzut și ați filmat, am construit o grădiniță cu program normal în comuna noastră. Grădinița construită pe fonduri europene, în măsura 3-2-2. Avem, după cum ați observat și văzut, avem trei săli de clasă de pregătire pentru copiii din comuna noastră. Grupa mică, mijlocie și grupa mare. Spuneți-mi în cât timp ați ridicat-o? Și cum v-ați gândit să faceți o grădiniță așa frumoasă aici? În 2 ani, dar vedeți dumneavoastră că până am obținut fondurile și toate demersurile au durat un pic mai mult. Așa că până am obținut fondurile europene, a durat cam 5-6 ani. Pe această măsură 3-2-2 am reușit să asfaltăm 23 de kilometri de drumuri comunale, drumuri pe care le-am modernizat și am făcut legătura între satele aparținătoare comune Chisindia, Chisindia Păiușeni și Chisindia Văsoaia și această grădiniță
după cum o vedeți, zicem și noi, că este frumoasă și dotată cu toate cele necesare pentru pregătirea copiilor. Într-adevăr, este dotată la standarde europene și este una dintre cele mai frumoase grădinițe pe care le-am văzut în județul Arad. Noi vă mulțumim pentru apreciere și sperăm să ne ridicăm la cel mai înalt nivel și grad de pregătire în această grădiniță. Cum deci vreți să amenajați și parcare? Da, trebuie să facem parcare, cum să nu. Dar asta nu am primă. Timpul vine iarna și nu ne mai permite ca să... din fric și ger. Numai așa că timpul va fi... favorabil. Favorabil pentru a executa. Când se lasă săra, vine durul, Doamne, cum aș duce să văd puișorul? Durul tău m-ajunge, luna răsare, aș veni la cine, dar ești prea departe. Haide, mândru, dragă, lasă supărarea, vino înapoi, săra să-ți țin calea. Pe câmpul verzet, pe nivel...